Dragostea e oarbă și surdă, iar uneori prostească, dar de asemenea e veșnică, iar mai devreme sau mai târziu apare în viața ta. Bună dimineața, Eni! Jake! Nu te-am văzut de mult! Uită-te la tine! Ce mai faci? Hei, tu ce faci? Jake, n-ai nicio idee cine sunt, nu-i așa? Sunt Nick Wachamakakis, un vechi prieten al bunicii tale, prietenul lui Cathy. Și am adus un cadou pe care vreau să îl dai. Este o mică amintire. Bine, dar de ce nu vrei să-i o dai personal? Nu, prefer mai curând să îl dai tu. Bine, și te rog, fă-i cunoscut că va auzi mai multe despre mine în scurt timp. Sunt Nick, adică Nicu Grecu. O să ții minte asta? Da. La revedere, Jake, pe curând. Cine ar fi știut? Cine a știut ce? Nimic, domnule. Îmi dai niște suc, te rog? Da. Hei, fii atent! Îmi pare așa de rău. Buddy, ce se întâmplă? La ce te gândești? E că am citit în ziar că o veche prietenă de școală vine în oraș. Lori Dori. Cine? Cântăreața? Ea e super faimoasă în Europa. Am impresia că prietena asta e mai mult decât o amică. Nu. E doar o prietenă veche din școală. Nimic mai mult. La naiba. Deci, Lori Dori, a? Cred că Buddy vrea să pună mâna pe porumbița iubitoare Lori Dori. Totul e în ordine, nu s-a întâmplat nimic. Doar un mic accident atât. Un mic accident? E un uragan. Uraganul Lori. Am impresia că dragostea pândește în aer. Jake și Blake, episodul 24. Iubirea vieții mele. It's over now, this is goodbye. I made a choice, I'm leaving now. Won't feel no pain, won't shed a tear. Cause the end is here. And there is nothing left to say. Just feel like running away. You're free and never have to see me again. This is the end. It's over now. I made a choice, this is goodbye. This is the end. Înapoi așa de curând? Ai avut o zi drăguță? Da, și plină de surprize. Ah. Un tip mi-a dat asta pentru tine. Spunea că este... Nick... Wachamakakis. Wachamakakis? Nick Wachamakakis? Nu pot să cred! A trecut atâta timp! Nu pot crede! Privește toate aceste amintiri! Păi, se pare că el își amintește de tine foarte bine. Cine e? Ei bine, el este doar un foarte, foarte vechi prieten de mult, de mult de tot. Dar nu pot să cred că el a trecut prin atâtea să pună toate astea la oaltă pentru mine. Și a zis ceva? Da, a zis că în curând vei avea vești de la el. Mi-a plăcut de el. Pare a fi un tip cum se cade. Nick e un om minunat. El e foarte drăguț. Care e treaba cu el? A fost prietenul tău sau ceva? Jake, te rog, haide, nu! Păi nu știu, bunico, dar am presentimentul că nu vei mai fi singură mult timp. Dar Jake, eu nu sunt singură, te am pe tine. Jur că nu s-a întâmplat nimic între Lori și mine. Atunci de ce nu vă întâlniți să vă lămuriți? Cred că aveți o mulțime de lucruri de vorbit. Păi, știu totul despre viața ei, fiindcă e scris în ziare. Ești un tip de treabă. Da, ea niciodată nu s-a îndrăgostit de unul ca mine. Adică ea obișnuia să fie cu milionari, celebrități. Știți, eu sunt doar un tip comun. Ăsta e singurul lucru care te oprește pe tine? Te pot ajuta. Am un plan perfect. Cum arăt?
De parcă acum a intrat în armată. Perfect. Trebuie să arăt ca un valet veritabil. Uite-o că vine! Ridică sus pancarta! Da, bine. Te sun eu mai târziu. La revedere. Bună! Buddy te-a trimis? Tocmai am primit un mesaj de la el. Da, bine ați venit. Ești adorabil. Care-i numele tău? Numele meu e Armand Leblond. No, tu ești francez? Eu ador Franța. Oh, oui. Limuzina vă așteaptă, mademoiselle. Îmi permiteți? Oh, merci. E Buddy acolo? Monsieur Buddy vă așteaptă la castelul său. Și cine este acest puști? Oh, Le Petit e foarte timid. Oh. Vă va spune mai târziu când vă va cunoaște mai bine. Bine, să mergem. Merci. Vezi? O să fie o harababură. Ah, tipul ăsta e îndrăgostit nebunește de Kitty. Și unii spun că iubirea nu e niciodată veșnică. Din fericire, sunt unii oameni pe undeva cărora nu le e frică de romantism. Te rog, adu-mi aminte să-i cer lui Jake să-mi trimită camera foto. Pentru ce? Ca să pot începe să creez albumul tău. Nick? Ce faci aici? N-am terminat încă albumul lui Kitty. Vreau să ilustrez fiecare aspect al vieții ei. Oh, asta e așa de drăguț. Mulțumesc. Albumul, ce s-a întâmplat cu el? Nu i l-ai dat? Desigur, l-am împrumutat, fiindcă am vrut să mă uit mai atent la el. Și? Ce a spus? I-a plăcut? S-a îndrăgostit de el. A fost așa emoționată când a văzut toate pozele. Știam eu. Asta era calea să ajung la ea. Ei bine, de fapt... O știi pe Kitty. Și când ea spune nu, e nu. Mare păcat. Știți, am crezut că de data asta... Ia stai puțin. Nu ar trebui să renunți la visele tale. Trebuie cel puțin să încerci. Iar Annie și cu mine te vom ajuta. Ce? Pe aici, s'il vous plaît. Merci, Armand. Monsieur Buddy va veni imediat. Merci, Armand. Draga mea, Lori, a trecut atâta timp. Oh, Buddy. Ah. Sunt așa bucuroasă să te văd. Nu-mi vine să cred. Uită-te la toate astea. Tu chiar ai reușit. Cum a fost călătoria? Tot în regulă? Totul a fost perfect, iar Armand este adorabil. Armand? Oui, eu, Armand. Armand. Servitorul dumneavoastră loial, domnule. Monsieur Buddy mă apelează mereu cu Pepe. E forma scurtă de la Armand. Mulțumesc, Armand. Pepe. Pepe. Deci, bine ai venit în umila mea casă? Oh, umilă? Oh, te rog, Buddy, ești atât de modest. Nu te-ai schimbat deloc. N-ai nici cea mai mică idee. Mergem? Tu ești sigur că este o idee bună? Nu, nu sunt sigur. Dar e prea târziu acum. Ascultă-mă, îl cunosc pe Jake. El chiar are grijă de Kitty. Poate ar trebui să-l suni și să se ocupe de asta. Te rog, e o pierdere de timp. Știu exact ce trebuie să fac. Fii atentă, vine. Bunico, a mai rămas ceva la magazin? Să te ajut. Nu, mulțumesc, Jake. Poți să le pui în cămară pentru mine? Mersi. Bună, Annie, ce mai faci? Să rămână, bine. Sunt fascinată de aceste fotografii. Da. Nu am știut că aveți un admirator secret. Oh, el este doar un foarte bătrân și nebunatic amic de-al meu. Ah, dar este minunat ca cineva să simtă așa ceva pentru dumneavoastră. Da, este flatant. Dar eu încă cred că ce a fost în trecut trebuie să rămână în trecut. Deci? S-a dus cu planul A. Nu sunt surprins. Dar încă avem planul B. Ce-o fi? Ai discutat cu Blake despre toate astea? Nu, ar trebui? Nu știu, poate. Dacă apare și nu știe ce se întâmplă, dă totul peste cap. Oh, Armand!
Uită-te la masa asta! Ai un așa bun gust, mă răsfeți! Ah, e doar un modest fel de a vă arăta profunda noastră admirație. Ah. Vă face plăcere? Da, este plăcere după plăcere. Dar cea mai mare e să-ți dai seama că Buddy este tot același timp minunat pe care l-am cunoscut în școală. Acum, tu! Tu încă nu mi-ai spus ce faci aici în casa lui Buddy. Ești fiul lui? Nu! Finn. El e Finnul meu. Tatălui e un mare prieten al meu și l-a trimis să petreacă câteva zile cu mine. Am cel mai bun naș din lume, Lori. De ce trebuie să mergem la restaurant? Am putea să stăm acasă. Aș putea găti o mâncare delicioasă. Haide, să facem ceva special în seara asta. Da! Când a fost ultima oară când am ieșit toți trei în oraș? Apropo, mersi pentru invitație, Annie. Pentru puțin. Ferește! Te-am prins! Unico! Katie, ești Doamne. În regulă? Doamne! Nick! Tu ești! Katie, ce surpriză! Mulțumesc că ai salvat viața bunicii, Nick! Da! Nu-mi vine să cred! E un miracol! Aha. Ce coincidență că s-a întâmplat să treci pe aici! Adică, eu sunt încă în șoc! Oh, Nick! Apropo, îți mulțumesc așa mult pentru album! Chiar l-am adorat! Noi plănuim să mâncăm ceva prin împrejurimi. Ai vrea să ne alături? Oh, nu! Aveți planuri, n-aș vrea să... Oh, nu! Trebuie! Eu insist categoric! O să fie ca o reuniune de familie! Bine, îmi amintesc că tu erai foarte bun în ale bucătării. Tu ai un mare talent la gătit. Păi atunci hai să mergem acasă și să gătesc o mâncare de casă. E ceva la care nu pot spune nu. Ți-am spus eu că este o idee magnifică. Și de fiecare dată când Nick și cu mine ne întâlneam, el îmi aducea un singur trandafir roșu. Într-o zi n-aveam niciun ban și am trecut pe lângă o grădină care era plină de trandafiri roșii. Nu-mi spune! Ai sărit gardul, ai smuls unul și ai fugit cu el. În niciun caz. Am sunat, am vorbit cu proprietarul și m-am oferit să-i tund peluza timp de un an în schimbul unui trandafir pe zi. Iar eu am primit o floare de fiecare dată. Au venit de la florărie! Uite, bunico, sunt pentru tine! O, vai de mine, sunt superbi! Mulțumesc, Nick! Sunt absolut fabuloși! Deci, cum ți-ai realizat averea, Buddy? Băi, câmpuri petroliere, vite, afaceri. Ce fel de afaceri? Monsieur Buddy are o flotă de nave comerciale, șantiere navale, numeroase restaurante. Tu ești responsabil și cu memoria lui Buddy, Armand? Chestia e că muncește așa din greu și nu-și poate aminti nici jumătate din posesiunile pe care le deține. Ce? Ce se întâmplă aici? Se întâmplă că... Permiteți-mi, monsieur! Voi da explicații în bucătărie. Nu admit ca ajutoarele să dea buzna pe ușa principală. Blake? Oui, avem nevoie de fasole neagră, fasole roșie, banane, cartofi. Vă voi spune în bucătărie, haide! Ce se întâmplă aici? Este ceva despre care nu-mi spui, Buddy? A fost o seară grozavă, minunate flori! Când ne putem întâlni din nou? Oh, Nick, nu putem! Dar de ce? Nick, a fost minunat să te văd din nou. Și a fost minunat să pretindem că suntem iarăși tineri, dar nu suntem aceiași oameni. Ce s-a întâmplat? Ce-a mers rău? Păi am crezut că chestia cu trandafirul o să funcționeze. Și toată scena aceea cu motocicleta, tu nu aveai nevoie de toate acele producții. Dar ți-ai dat seama că erau plănuite? Sigur că da! Nu mai sunt deloc o fetiță. Danic, dacă tu revii vreodată în oraș, te rog, anunță-mă și mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu tine din nou, dar ca vechi prieten. La revedere, Nick. Mulțumesc, copii, dar n-a ținut. Dar cel puțin am încercat, nu-i așa? Dar a funcționat. Sunteți din nou prieteni. Da.
Tu ai dreptate. Suntem prieteni și asta e mai mult decât nimic. Mulțumesc! Nu am terminat încă. Ne repliem pentru planul C. Ce? Tu ți-ai ieșit din mic? Te prefaci a fi valetului? De aceea angajații tăi au devenit așa socializați, iar apoi ți se suie în cap. Da? De ce nu-mi spui mai multe despre angajații care mi se suie în cap? Blake, sunt prietenul tău. N-am de gând să merg acolo. Eu sunt șeful aici și știu ce fac. În regulă? Da. Am terminat discuția. Eu! Nu putem da asta lui Lori? Bine, stai. O să fac un desert care o să o dea gata. Ce este asta? Max este bucătarul? Tu pui copiii să muncească la tine în casă, buddy? Și un puș care se întâmplă să fie finul tău? Păi, ce pot să spun? Toate în casa aceasta sunt cu susul în jos. Șeful pretinde a fi valetul. Valetul pretinde a fi șeful. Îți spun, totul e o harababură. Dar cum? Ce este asta, buddy? Buddy nu a vrut să fac asta. Totul a fost ideea mea. Am vrut ca el să te impresioneze. M-am mințit. Este un lucru foarte greu de iertat și uitat. L-am iubit mereu pentru onestitatea și modestia lui. A fost un prieten adevărat, dar acum totul s-a terminat. Încearcă să înțelegi, Lori. Am fost prea jenat. Tu ești o mare, mare vedetă. Iar eu sunt un nimeni. Doar un servitor. Să fie o mare vedetă este o parte a meseriei mele. Dar încă sunt aceeași fată pe care ai cunoscut-o în școală. Și ce mă doare cel mai mult e că tu nici măcar nu înțelegi asta. You're so, so close and yet so distant. I cannot understand. Love is such a contradiction. I really wonder why. The tender love that grows within me is a secret I conceal. There is no one I can talk to. I wonder if it's real. I was so decided. I had given up on love. But the more I think about you, now I need you by my side. Was walking in the desert until you came along. Suddenly my life's filled with happiness and hope. You've given me a reason and opened up a door to feelings that I'd never known before. Deci, bunicuță, ți-a plăcut serenada lui Nick? E supărată pe mine? Nu, sigur că nu. Lucrurile stau așa. Când noi am încetat să ne mai vedem, l-am cunoscut pe soțul meu, iar el a devenit iubirea vieții mele. Iar când el ne-a părăsit, mi-a luat inima cu el. Poți să înțelegi asta? Sigur că pot. Înțeleg asta și cred că el a fost un bărbat tare norocos. Iar tu, Kathy, ești o femeie minunată. Putem rămâne prieteni? Da. Nu-i așa că-i drăguț? Da, drăguț. Nu știu ce se întâmplă, dar e drăguț. Ei se iubesc, dar se iubesc unul pe altul așa cum o fac prietenii. O iubire care este tare ca stânca. Ca a noastră. Deci ce crezi? Va dura prietenia noastră atât? Absolut! Prietenia noastră e pe cale să devină mai mare și mai bună. Lori, așteaptă!
Stai! Te rog! Tu ce vrei? Asta e pentru tine. Buddy a vrut să ți-l dea personal, dar după tot ce s-a întâmplat, n-a avut curajul. El a făcut, nu-i așa? Da. În timpul unei excursii. Vezi tu, așa arătam noi. Mi-aș dori să fi fost cinstit cu mine. Nu e prea târziu. Poate la un anumit punct îți vei da seama că amândoi sunteți încă aceiași. Ai să-l cauți când te întorci? Da. Promit. Mulțumesc pentru tot, Blake. Katie ne-a oferit o lecție. Nu e că nu se mai poate îndrăgosti, ci că e încă îndrăgostită de bunicul lui Jake. Da, e chiar frumos să știi că vechea iubire nu se ofilește, nu-i așa? Da. Dar e mai frumos să descoperi că noua iubire se înfiripă. Jake! Oh, îmi pare rău. Vă întrerup cumva? Ah, nu. Eu tocmai plecam. Dai bătaie. Pa, pa. Pa, scumpo. Jake, eu tocmai voiam să spun mulțumesc pentru ceea ce faci. A fost frumos să retrăiești acele sentimente. Te simți bine, Jake? Da, așa cred. Cred că am început eu însumi să descoper acele sentimente. Oh, asta e minunat! Un lucru este sigur. Când iubirea apare, ceva dinăuntrul tău se schimbă. Și din acel moment, nu mai există cale de întoarcere. It's hard to go on without your love, without you by my side.